ne mai miră ceva, anul acesta am început din ianuarie numai cifră de mii de disponibilizări. Bun, o să vedem. Nu cred că se vor pune în aplicare. Vedem nou guvern, o să vedem nou ministru al energiei sau economiei în ce formă asta și atunci cred că o să vedem o nouă abordare. Pentru că, așa cum am spus, am văzut la un bun început, nici strategia aceasta nu va rămâne, da, energetică și asta, dar suntem obișnuiți, vor să închidem anul iar cu veste proastă. Asta este.